Smerenia nu însemnează afectarea demnității, ci dimpotrivă dă valoare omului care o promovează, pentru că își vede măsura lui foarte mică și se vede în comparație cu Dumnezeu foarte mic cum este real. Se vede mai mic și decât semenii săi. Asta nu înseamnă lipsă de demnitate. Smerenia este virtutea cea mai înaltă. Chiar dacă îți vezi micimea ta, cei smeriți vor fi înălțați, cei mândri vor fi smeriți.